Elevii de la Colegiul Andronic Mătrescu au finalizat luni, 9 mai, proiectul desfășurat în colaborare cu detașamentul de pompieri Rădăuți printr-un exercițiu demonstrativ. Timp de 3 zile, elevii de la Colegiul Andronic Mătrescu s-au pregătit cot la cot cu militarii pompieri de la detașamentul de pompieri Rădăuți în perioada săptămânii Școala Altfel. Ca o încununare a activităților desfășurate în săptămâna Școala Altfel, elevii au participat pe data de 9 mai la un exercițiu demonstrativ sub atenta supraveghere a pompierilor militari. Exercițiul a vizat acțiunea de evacuare a unei clădiri într-o situație de urgență, precum și activități de acordare a primului ajutor ale echipajului SMURT. Timp de o oră, elevii s-au străduit să-și desfășoare activitatea asemeni pompierilor militari, salvând victime și acordând primul ajutor sau stingând incendii provocate. Domnul director Drâmbă s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor și a declarat că proiectele de acest gen vor continua la Colegiul Andronic Mătrescu, având în vedere parteneriatul pe care colegiul îl are de 3 ani cu detașamentul de pompieri Rădăuți. Domnule director, ce ne puteți spune despre activitatea pe care au desfășurat-o astăzi elevii de la Colegiul Andronic Mătrescu? Astăzi a fost o etapă într-un proiect mai amplu cu ISU Bucovina Suceava Rădăuți și e de fapt o încununare a 3 zile de formare a unor elevi ai noștri, 25 de elevi, la detașamentul Bucovina, detașamentul Rădăuți, de pompieri Rădăuți. Acei elevi au fost pregătiți săptămâna altfel 3 zile, activități comune cu pompieri, iar astăzi au arătat ceea ce au învățat cele 3 zile și am încercat să combinăm o acțiune de evacuare a unei clădiri într-o situație de urgență și activități de intervenție a echipajului SMURT, de resuscitare, de transport a răniților în asemenea situații. Ce pot să vă spun e că sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat. Am verificat și personal și cu colegii mei să existe o evacuare așa după cum sunt cerințele, fără panică, în timp utili, și să verificăm, așa cum spunea și domnul colonel, să nu existe, știu, rămași pe undeva prin urmă. Am văzut de asemenea activitatea elevilor care au participat la instruirea cea de 3 zile. S-au descurcat, evident, sub atenta supraveghere a celor care sunt profesioniști. Eu sper ca pe viitor și astfel de activități să continue. Spuneam că este o etapă într-un proiect mai larg. Sigur că nu o să ne oprim aici, o să mai urmeze activități comune. Spuneam și cu altă ocazie, avem onoarea de a fi cumva în atenția ISU Bucovina Rădăuți și de așa de pompieri Rădăuți, prin faptul că de ani de zile, de câțiva ani buni de zile, colaborăm fructuos și în folosul celor două instituții. Vreau să mulțumesc încă o dată domnului general Ion Burlui, domnului colonel Sorin Popovici pentru atenția și eleganța colaborării între cele două instituții. Credeți că ar fi nevoie să se desfășoare astfel de activități mai des? Oh, da. Și în afara săptămânii școală? Da, da. Sunt foarte convins. Spuneam, din păcate, la liceu noi preluăm elevi care nu au niciun fel de sau foarte puțină experiență într-o asemenea activitate. Dacă din clasele primare, știu de grădiniță, din clasele primare, gimnaziu, ar fi învățați cu astfel de activități, probabil că ne-ar fi mai ușor și nouă acum să organizăm, să desfășurăm și timpul ar fi mult mai scurt și știu eu, poate mai eficient în activitate. Ce ne propunem noi este, chiar dacă primim elevi care n-au fost formați în sensul ăsta, măcar să facem mai des, să încercăm să le
inoculăm ideea că este în ajutorul lor. Ferească Dumnezeu de o asemenea situație catastrofală în care sunt nevoi să acționeze pentru a salva viața. Și cu siguranță și pe viitor vom face astfel de activități. Bună, cum ți s-a părut exercițiul de astăzi? A fost un exercițiu foarte greu. Am depus mult efort, dar merită, pentru că să fii pompier e foarte greu și trebuie este o meserie de apreciat. De ce ai ales să te implici în acest proiect? Ca să învăț lucruri noi și să merg mai departe, să continui. Crezi că anul viitor te vei mai implica? Sigur. Ce părere ai? Meseria de pompier este și pentru o fată sau nu? Este și pentru o fată, dar trebuie să depui foarte mult efort. Și trebuie să fii curajoasă? Da. Anul viitor vei mai participa? Da, o să fiu tot o curajoasă. Și care e mesajul tău pentru fetele care ar vrea să devină pompierițe? Să gândească înainte de ce vor să devină și să știe că trebuie să depună foarte mult efort în această meserie. Bună! Bună. Ce-mi poți spune despre activitatea de astăzi? A fost una foarte frumoasă, un pic dificilă. Care a fost rolul tău? A fost de stingere. Și cum ți s-a părut? A fost greu? A fost ușor? A fost un pic greu pentru început. Este prima dată când particip la un proiect de genul acesta? Da. Și ce zici, vei mai participa? Cu siguranță. În ce clasă ești? A noua. Și ai vrea pe viitor să urmezi o carieră în acest posibil domeniu? Noi am desfășurat astăzi, 9 mai 2016, un exercițiu cu forțe în teren. Activitatea a debutat pentru un exercițiu de evacuare. S-a văzut că dumneavoastră sunteți familiarizați cu evacuarea în caz de situații de urgență, v-ați păstrat calmul, cunoașteți căile de evacuare, domnii profesori am văzut că au verificat sălile de clasă, ulterior toți v-ați întâlnit pe terenul de sport unde este și locul de adunare. Eu, din punctul meu de vedere, domnul director, consider că este un exercițiu de evacuare reușit.